Acesta este doar un prim eveniment, un prim pas pe care o să-l repetăm pentru că e nevoie. Problema drogurilor este una evidentă. În momentul de față e tot ceea ce putem să facem, aceste campanii de prevenție, dar lucrăm și sper că în curând vom putea să deschidem și un centru pentru dependență în satul mare. Numerele arată că e nevoie de așa ceva. Soluția asta este una de moment, parțială. Lucrăm să aducem și alte instituții și alți parteneri din mediul privat lângă noi, astfel încât să putem să deschidem un centru de dependență și să putem să avem și un rezultat concret în a ajuta pe tinerii care se luptă cu aceste probleme. Și nu e vorba doar de droguri, aici e vorba de orice formă de dependență. Centrul se va construi în județul Satu Mare. Nu am găsit încă locația. Avem trei variante de locație. Cine îl va construi? Team Challenge în Satu Mare. Căutăm surse de finanțare. Așteptăm să se deschidă sesiuni pe fonduri europene. S-ar putea să fie soluția cea mai viabilă, dat fiind costurile mari. Medical, Satu Mare mai are încă de crescut, pentru că există două etape în tratarea unui dependent. Prima este cea medicală, astfel încât să-i ajute în primele 3 zile. Apoi partea terapeutică care se întâmplă în centru. Pentru centru există staff calificat disponibil. Urmează doar să legăm toate lucrurile și sperăm noi că în viitor apropiat să putem să dăm drumul unui astfel de centru.